blocarea conturilor primăriei timp de un an, a constat în uh, nesubordonarea poliției municipale față de uh, administrația locală și s-a ajuns, ajuns, la absurdități de tipul uh, uh, a fost furat pomul de Crăciun, acum doi ani, acum un an a fost arestat, același pom de morg, alt uh, pom de Crăciun, uh, au fost arestate și animale până în centrul Chișinăului, lucruri absurde și care uh, făceau de râs, aș spune, Republica Moldova la nivel internațional. Însă din prima clipă, în momentul în care a venit primar general, am atras atenția asupra, am făcut o, o scanare, am făcut o radiografie a situației și uh, absolut în serios ne-am luat rolul de a putea aduce municipiul Chișinău uh, la o, o altă situație, la un alt nivel, la un nivel la care legea să se respecte în primul rând și finanțele publice locale să fie uh, cheltuite conform uh, destinației și în limita prevăzută de buget. Ori, a trebuit să constatăm că am avut o datorie de, de circa 500 milioane lei moldovenești, ceea ce ar însemna aproximativ 30% din bugetul municipiului Chișinău, aproximativ 30 milioane euro, și a, a trebuit să întoarcem aceste datorii, să facem ordine în tot ceea ce înseamnă a, organizarea activității Consiliului Municipal, Primăriei Municipiului și în 2 ani de zile am reușit să rezolvăm o serie de probleme, a, chiar dacă am avut aceste piedici din partea comuniștilor. De curând, unicef a dat publicității un uh, studiu. Știm deja că Moldova este cea mai săracă țară din Europa. Conform acestui studiu însă, jumătate din copiii Moldovei trăiesc cu mai puțin de 30 de lei uh, pe zi. Asta înseamnă 2 dolari și jumătate. Da. Nu? Cam așa. Uh, Chișinăul uh, este practic inima Moldovei. Restul este o, o mare rurală. Uh, veți avea în față, o iarnă poate fi mai ușoară sau mai puțin ușoară. Ucraina, anul trecut, a s-a aflat oarecum în. A, a fost șantajată până la urmă da. de, de Federația Rusă. Într-un fel, același lucru s-a întâmplat și cu Moldova, atunci era condusă de comuniști. Aveți certitudinea că iarna aceasta nu veți mai avea probleme? Avem această certitudine pentru că noi. Am luat măsurile necesare încă acum 2 ani pentru a preveni situații de blocaj. În cazul în care uh, ar pune cineva problema unui blocaj, va fi, uh, acest lucru ar fi cu totul intenționat și lipsit de temei. De ce? Pentru că, în primul rând, am întors acele datorii care au fost acumulate pentru agentul termic uh, în perioada anterioară, o dată, a doua oară, am exclus o modalitate de, de, sovietică, să spun așa, de subvenționare a costului agentului termic așa nume subvenționarea întreprinderii, care tot timpul uh, a uh, produs pierderi și niciodată nu a fost rentabilă, și am introdus un sistem de compensații individuale. De, doi ani de, zile acest, de un an de zile acest sistem funcționează și prin aceasta uh, uh, mai ușor uh, se poate asigura un tarif real uh, în ceea ce privește acest serviciu și respectiv uh, compensarea uh, diferențe pentru aceia care nu pot plăti categoria social vulnerabile. Guvernul comunist în 8 ani de zile nu a făcut așa ceva. Nu a făcut în câteva luni și astăzi avem stabilitatea furnizării acestui serviciu, agentul termic, tocmai pentru că furnizorii cunosc faptul că populația plătește, tariful care este în prezent acoperă costurile de producție, și uh, acei care, aceia care nu au bani primesc de la primărie o subvenție de 40%, dar o primesc individual. Astfel, 20.000 de familii în municipiul Chișinău primesc asemenea ajutoare uh, pentru plata căldurii. Și am introdus și un ajutor pentru uh, plata uh, călătorilor în transportul public, pentru pensionari care au avut gratuitate. Și am făcut și aici o reformă. Uh, de fapt, uh, dincolo de faptul că sunt primar general al municipiului, ca vicepreședinte a Partidului Liberal din Republica Moldova, și ca, să spunem așa, unul din oamenii publici care, care sau căruia care îi pasă, mie îmi pasă foarte mult de soarta Republicii Moldova pe viitor. Mi-am pus ca scop să asigurăm transparența și avem nevoie aici și de contribuția guvernului, transparența în ceea ce prește formarea prețului, formarea tarifului la agentul termic. Pe lanț, Moldova Gaz, întreprinderea care importă gazul din Federația Rusă și îl distribuie pe teritoriul Republicii Moldova, centralele electrotermice c 1 c 2 și uh, o întreprindere corespondentă radietului din, Rom din România, uh, Termocom, care asigură distribuirea agentului termic pe teritoriul unei localități, pe teritoriul municipiului Chișinău. Transparența în formarea acestor uh, uh, tarife și prin aceasta asigurarea, după cum am spus, unui preț corect pentru furnizor și unui preț real pentru consumator. Același preț până la urmă, dar știut clar că nimeni nu are de ascuns nimic și prin aceasta și furnizorul este sigur că primește și consumatorul știe că plătește anume pentru acel serviciu. Poate că pentru ascultătorii pare o chestiune care nu cadrează. Cu situația din România, cel puțin, a discutat despre confortul termic de la Chișinău, dar trebuie să ne amintim despre cum se trăia în România în urmă cu, cu 20 de ani. Din fericire, aici am trecut peste aceste da. necazuri, dar astfel de, de lucruri fac constituie prioritățile vieții. Chișina la, oricum este într-o situație mult mai avantajată decât restul Republicii. În Republică situația este mult mai complicată mă, pentru că este mai scump să să folosești gazul pentru a, a încălzi o casă individuală, o casă pe la sol, plus nu toți au gaz, lemne, cărbune. Situația nu este tocmai ușoară la da. țară. Domnule că după evenimentele din aprilie v-ați ales cu un dosar penal? la comanda comuniștilor pentru subminarea puterii de stat. Între timp, acuzațiile au fost ridicate. Nu același lucru se întâmplă și cu Vlad Filat, care înțeleg că are trei astfel de dosare penale. Până la urmă, însă, ce se întâmplă cu acuzațiile pe care, care au fost aduse împotriva comuniștilor mm -hmm. Știu că există o comisie parlamentară care veghează la bunul mers al justiției în această speță. În același timp, însă, mai mulți lideri și din partea alianței au mers la Moscova și se tot vorbește de un troc, de o tranzacție. Moscova va gira prezența alianței și conducerea Republicii de către dumneavoastră, în schimb, cere imunitatea comuniștilor. Mm -hmm. Este adevărat? Zvonuri, vorbe, discuții au fost într-adevăr spre maja, în jurul acestui subiect, dar în ceea ce privește dosarele penale nu am avut una, am avut mai multe, cred că au fost vreo 5-6 la număr de când sunt primar. Nu știu câte și cum au fost închise, în afară de două. Despre celelalte nu am primit asemenea informații, însă nu, chiar nu mă interesează soarta dosarelor penale deschise împotriva mea. Oricum, sunt o făcătură, la fel cum uh, au fost o făcătură și în privința altor lideri politici. Este o chestiune poate de procedură sau de timp, oricum nu contează. Contează ce s-a întâmplat cu tinerii care au avut de suferit după 7 aprilie, care au fost torturați, uh, supuși unui tratament inuman și degradant în comisariatele de poliție uh, și cum vor fi apărate drepturile acestor oameni și cum vor fi pedepsiți aceia care au aplicat forța împotriva unor oameni nevinovați Asta este partea care contează și Comisia Parlamentară are ca sarcină să vegheze ca instituțiile statului să-și facă datoria, procuratura, instanțele de judecată. Va fi un proces anevoios, greoi în această privință, pentru că schimbarea miniștrilor, schimbarea sau a, o nouă majoritate în Parlament, nu înseamnă încă preluarea 100% a friilor puterii. Este un proces care durează, este un proces care în fiecare zi în cadrul căreia au loc modificări și va trebui să depunem în continuare și eforturi și energie multă să consumăm, și timp va trebui să treacă până când vor reuși să punem la punct toate aceste aspecte, dar este voința necesară.